Pandurii au fost mai buni decât vicecampionii lui Octavian Grigore, însă ialomițenii au semnat prima ocazie prin Todoran în minutul 7. Stromaier a răspuns cu o acțiune personală, finalizată cu un șut în bara transversală. Contrar jocului, Unirea a fost cea care a deschis scorul. Mușat a centrat din corner, Grecu a deviat cu capul și nefericitul Chiricheș a marcat în propria poartă. Gorjenii au alergat după egalare până în minutul 58, când Stromaier a marcat pentru 1-1. Mulțumit de rezultat, Octavian Grigore a betonat apărarea, iar Pandurii au alergat în zadar după golul victoriei. Derbiul suferinței dintre Unirea Urziceni și Pandurii s-a terminat 1-1, un rezultat care nu ajută niciuna dintre echipe. S-a jucat, am avut o grămadă de ocazii. Asta e, trec victoriile pe lângă noi și scoatem doar un punct. Grigora știe de ce nu a învins la Urziceni. Tehnicianul și-a făcut mea culpa pentru că nu le-a arătat jucătorilor în ce direcție să atace. Cred că a fost un meci în care a arătat cele mai multe situații de a marca din poziții clare. O primă repriză pe care am dominat-o clar, am și înscris, dar cred că aici și greșeala mea, pentru că n-am arătat direcția în care să atacăm. Pandurii Târgu Jiu a terminat anul 2010 pe locul 16 cu 18 puncte. Iarna se anunță una grea pentru Grigora și jucătorii săi, care se află pe loc retrogradabil. Echipa gorjeană a intrat de astăzi în vacanță până pe data de 7 ianuarie, când se va reuni lotul.